cei care se află în necaz, cu acea mânghiere cu care noi înșine am fost mânghiați. Suntem într-un moment de tristare. Suntem într-un moment de despărțire, dar în același timp suntem mânghiați prin credința noastră. Moment de tristare pentru că ne despărțim de părintele și fratele nostru într-o slujire, Iosif, un ostaș al lui Hristos, așa cum spunea Sfântul Vasile cel Mare despre monahii săi, monahii și preoții sunt armata sfântă a lui Hristos aici pe pământ. Un ostaș care și-a stabilit din tinerețe idealul preoției sfinte și cu bucurie l-a urmat, pregătindu-se pentru aceasta așa cum timpurile au permis. Mai întâi, în clandestinitate cu ierarhii vremii, amintiți de Părintele Cristian, tatăl său, Părintele Tertulian și Părintele Eromonah, Silvestru Augustin Lunduș. A rămas dedicat misiunii sociale pentru a-și putea întreține familia, dar în ascuns, cu perseverență, a continuat pregătirea pentru preoție, participând la momentele de reculegere, la întâlniri, la conferințe, așa cum se puteau face, la întâlnirile cu ierarhii bisericii în secret, la pelerinajele tradiționale mariane, de la Cacica, de la Rata, de la Șumbrăciuc. După trecerea legalitatea bisericii, am fost colegi prima generație de studenți ai Institutului Teologic Sfântul Ioan Evanghelistul, care își reluase cursurile în primăvara anului 1990 într-o încăpere de la Episcopie, în care veneau cam 45 de persoane, unii de la Gherla sau Dejd, alții din alte părți, după orele de muncă, de la ora 4:16 până la ora 8:20, făceam ore de cursuri de teologie cu preoții noștri dinainte de 48 școlați în școlile Romei sau autodidacți, mulți dintre ei mărturisitori ai credinței în închisurile comuniste. Sunt și aici dintre preoții de față câțiva din acea generație de început a bisericii noastre din 1990. Într-adevăr, era unul dintre cei mai zeloși și cei mai rugători studenți. De aceea a fost și între primii care au primit harul diaconatului în 1991, după examenele rânduite, și apoi harul preoției pe
pomenile mitropolitului de atunci, Alexandru Todea, în marea noastră catedrală din Piața Libertății. Am plinit cu sfărenie diferite slujiri pastorale. A avut de fruntat perioada misionară a bisericii noastre cu opozițiile din partea altor confesiuni pe care le știm. Așa cum s-a amintit, a avut și alte slujiri în cadrul administrației episcopiei noastre și chiar în cadrul seminarului eparhial, având un contact bun cu tinerii seminariști și străduindu-se ca acestora să nu le lipsească nimic în acele momente de început. Unul dintre studenții primelor generații din seminar scria, adresându-se părintelui Iosif, recunoștință pentru blândețea și atitudinea părintească pe care ați avut-o față de noi câte vreme eram seminariști. De asemenea, părintele a fost chemat în anul Domnului 1995 să primească o nouă misiune pastorală foarte concretă aici, în cartierul Grigorescu. Preluând și continuând oarecum misiunea începută de părintele Ungurean, despre care mulți dintre dumneavoastră probabil știți, nu mai aduceți aminte, celebrați în caliturghie, într-un apartament, la etaj, în loc de pe strada Petunie, aici, în cartierul nostru, în plin timp al clandestinității, cu riscul, sigur, de a fi închis, de a suporta persecuții de vreme. A preluat această micuță comunitate care își căuta un loc celebrativ și în cei 22 de ani de păstorire aici, a reușit să strângă cea mai numeroasă comunitate din protopopiatul Cluj 1, ajungând la cifra de 850 de credincioși și construind acest frumos locaș de cult în care ne aflăm, cu toate adresele pe care le-a descris în cuvântul pe care l-am ascultat împreună. Într-adevăr, casa lui a fost biserica și biserica a fost casa lui. Spunea părintele Cristian, părintele Iosif, și-a plătit viața și slujirea cu Maria, cu Doamna Maria, soția sa,
dar în primul rând cu preasfânta Fecioară Maria. De aceea am dorit să închine acest locaș preasfinte Fecioare Maria în momentul sfințirii acestui locaș. Și am ascultat acel cuvânt de mulțumire la încheierea celebrării liturgice. Un cuvânt emoționant în care am mulțumit tuturor. Cred că același cuvânt l-a spune și acum. Același cuvânt îl spune și acum în sufletele noastre. Avea o deosebită devoțiune față de Sfânta Euharistie și de Sfânta Fecioară Maria. A dorit ca aici, în acest locaj, să fie mereu adorat Hristos zi și noapte. Poate mai ales noaptea. Pentru că noaptea se întâmplă păcatele cele mai grave. A dorit această adorație permanentă, chiar dacă de multe ori El și Doamna Maria erau cei care făceau orele de noapte. Putem spune, în mod simbolic, El a fost și Maria și Marta. S-au preocupat și de administrarea încredințată în grijă, dar nu a neglijat rugăciunea. A fost un preot de o punctualitate remarcabilă, dedicat trup și suflet misiunii asumate pe deplin. Și poate de aceea a răspuns cu promptitudine și ultimei chemări. Împlinind cu luna a 77 de ani de viață și a 26 de ani de sfântă slujire preoțească. Un ostaș al lui Hristos, care, iată, a rămas perseverent în slujire până în ultima clipă și putem spune că a murit la datorie aici, înaintea celebrării liturgice, discutând probleme administrative legate de parohie, de biserică. Privegheați și vă rugați, pentru că nu știți nici ceasul și nici ora. Este învățătura pe care ne-o predă Părintele Iosif, pentru a fi pregătiți oricând de momentul trecerii, să fim pregătiți pentru că mirele este aproape. Să fim pregătiți să răspundem
în fața dreptului judecător. Paradoxal, de multe ori se întâmplă ca tocmai preoții. Cei care sunt de atâtea ori la căpătâiul moribunzilor, al bolnavilor, al accidentaților, ei se treacă atât de repede la Domnul, încât nimeni să nu aibă timp în acele momente să le facă un simplu al crucii sau să le oferă o dezlegare. Este pentru noi preoții și o atenționare. Nu suntem cu nimic scutiți de ceea ce spune Psalmistul, omul ca iarba, iar zilele lui sunt ca floarea câmpului. Suntem cu toții iarbă și flori în fața lui Dumnezeu, trecători de această lume. Și depinde de această viață, cum trăim această viață, dacă vom reuși să dobândim premiul pregătit pentru noi. Fac datoria în calitatea pe care o am de la Bunul Dumnezeu de a-i mulțumi Părintelui Iosif pentru Sfânta Slujire aici, în parohia Vigorescu, pentru misiunea dusă mai departe și putem zice împlinită, pentru toate idealurile pe care le aveam în continuare, dar să știți că a prevăzut acest moment. Având vorbit multora dintre preoții noștri și altor persoane despre acest moment, haideți să rezolvăm problemele, pentru că probabil nu voi mai fi. Vă amintiți cei care ați fost aici și ați participat? La momentul vizitei pastorale, tradiționale, de Crăciun, în a treia zi de Crăciun, când Părintele ne-a spus tuturor, poate în anul viitor nu voi mai fi eu aici să vă primesc, va fi altcineva. Presimțea acest moment și de aceea a încercat să rezolve problemele care îi se păreau că trebuie urgent de Iosif. Pentru Sfânta Slujire, mulțumim pentru toți aceia pe care i-ați învățat Cuvântul lui Dumnezeu, pentru toți cei pe care i-ați hrănit cu Sfintele Taine, pentru toți cei pe care i-ați condus în ultimul drum sau i-ați condus la mântuire. Mulțumim, Părinte Iosif, și pentru exemplul luminos pe care l-ați oferit în familie și dovadă este și Părintele Marius, care în curând va veni 50 de ani și martor sunt dintre preoții de față, cei care au crescut aici, în Grigorescu, așa cum amintea Părintele Fuvit în său, sunt peste 10 preoți și un episcop care provin de aici, din această parohie. Mulțumim, Părinte Iosif, pentru toată grija față de biserică,
pentru atenția și caritatea față de cei lipsiți, față de cei marginalizați. Mulțumim, Părinte Iosif, pentru rugăciunile pe care le-ați învățat aici, în această biserică, devenită și casă. Mulțumim, Părinte Iosif, pentru rugăciunile pe care le veți învăța și mijlocirea pe care o veți face acolo unde credem cu toții că veți. De aceea privim cu încredere nu spre un moment al morții și despărțirii, ci spre un moment al întâlnirii și vieții. Și aici ne stă martor cuvântul Evangheliei de la Ioan, pe care l-am ascultat de două ori astăzi. Cel care ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis, prin excelență preotul, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Amin. Odihna veșnică de ori.